Zeci de case de nelocuit, păsări necate, mobilă și electrocasnice distruse, drumuri sufocate de mâl, podețe rupte și nămol până la genunchi. Este peisajul dezolant lăsat în urmă de șuvoaiele de apă care au măturat ieri localitatea Corbu. Iarna, nu avem sursă de căldură, centrala este făcută varză, că aveam centrală pe solidă, pe coc și lemne. Centrala este varză, electrocasnicile sunt varză, casa, vedeți că nu am unde să le asigur condiții la copii, nici să stea. Dar mulțumim Dumnezeu că am scăpat cu viața, cum să vă zic. Acum să vedem, de un pat, de o ceva, să pot să-i bag în casă, să-i culc, să-i liniștez la rostul lor. Copiii o să-i dăm la școală în continuare, să vedem, o să le iau din nou cărți, caiete. Nu mai am posibilitatea acum ca să, cum să zic, trebuie încălțăminte, îmbrăcăminte, totul e ud, mocilit, ce pot să recuperez din haine, recuperez, ce nu. Oamenii spun că nu mai au putere să ia viața de la capăt. Nu este pentru prima dată când tot ce construiesc se năruie. Efectele viiturilor care au lovit localitatea Corbu, dar și satul Luminița, s-au văzut mult mai bine în această dimineață. Acolo unde apa nu a luat tot din case, a rămas un peisaj dezolant. Mobilă și electrocasnice distruse, cămări de iarnă golite de provizii și animale omorâte de viitură. Este un miracol că nu a murit nimeni. A venit viitoarea mare, deci au venit primarul și cu băieții să, așa, n-am putut să deschid ușa. Dacă deschideam ușa, era posibil ca să intre apa să fie și mai mare nivelul. Am sărit pe geam, deci pe geam când am sărit am ajuns cu apa până la piept. Eu când am ieșit cam după o oră, o oră și jumate, atât de mare era apa că mi-a ajungea aici la piept. Și viitoarea era mare, deci cum să zic, erau cu bolovan, cu malobitul bolovanul, ciudată ceva. Unde ai ieșit din casă? 5 minute a stricat nepotul meu. Am vrut să mă întorc și mă întâlnesc. Am vrut să se întoarcă înapoi, el și-o a înțipat la el. Și el l-a dat la mine, dacă mă prindea. Și când am ajuns aici la colț, odată am simțit. Gata, când ne-am întors cap așa, toată. A căzut? Da, atunci. Mulți au dormit la căminul cultural, au primit haine, două saltele și pături după ce apa le-a inundat casa. Azi s-au întors ca să vadă dezastrul și eventual să mai recupereze câte ceva. Oamenii din satul Luminița spun că autoritățile nu s-au grăbit să intervină. Cineva de mâncare? Nimeni. Nimeni, nu ne-a dat nimeni de mâncare, nimic. Nu ne-a dat nimica. Apă. Nici mâncare, nici apă, uite, ne-a luat noi suc. Ne-a luat cât un sandwich, că de dimineață stăm aici. La acest moment am deja două locuințe căzute, distruse în mod total, din chirpic. Vom vedea ce vom hotărâ în cadrul ședinței de Consiliu Local. Una chiar mă gândesc să o relocăm într-o altă zonă, întrucât este pe această zonă, să le acordăm, practic, o suprafață de teren, să o relocăm unde vom avea o suprafață liberă și la restul să intervenim cu ce putem, ca și sprijin material și, de ce nu, materiale de construcții. Sătenii spun că problemele au apărut după ce s-au construit drumul și calea ferată pe care se transportă materiale de la fabrica de ciment din zonă. Înainte, apa se vărsa în ghiol, dar șoseaua și calea ferată au blocat căile de evacuare.